Numele meu este Jacques Fresco. Sunt proiectatorul proiectului Venus în Venus, Florida. Religia. În trecut, oamenii nu puteau clasifica evenimentele naturale. Ei nu știau de unde au apărut toate acestea. Au presupus că este un tip care trăiește în cer, care a făcut toate aceste lucruri. A făcut pământul, cred că i-a luat 6 zile, iar în ziua a 7-a s-a odihnit. Dacă a durat 6 zile, înseamnă că se rotea în timp ce îl făcea, pentru că nu putea avea o zi. Trebuie să fi fost foarte greu să lucreze la el în timp ce se rotea. Apoi a făcut un bărbat și o femeie și a pus într-o grădină frumoasă. Și a făcut un șarpe care a intrat acolo și a spus, știi, fă lucruri teribile. Și oamenii mănâncă fructul cunoașterii. Au mâncat fructul și i-a dat afară. În primul rând, el l-a făcut pe șarpe pentru a-i tenta. Nu înțeleg această ființă iubitoare, binevoitoare, care iubește pe toată lumea, dar apoi creează ciuma și alte boli când se înfurie. Iar dacă nu urmezi învățăturile, toate învățăturile religioase arzi în iad. Mie mai mult îmi sună a fi un psihopat, nu Dumnezeu. Eu sunt rezervat când îmi spun că Dumnezeu îi iubește pe toți. Apoi el creează o plagă unde copiii mor. I-am spus, cum de mor copiii? Deoarece copiii vor suferi pentru păcatele părinților. Acesta nu este un Dumnezeu just, e un Dumnezeu făcut de oameni. Dacă mă întreb dacă eu cred în Dumnezeu, nu în aceste concepte de Dumnezeu de care am auzit.